Și să verifice tensiunea celor care au dorința aceasta, evident, în mod gratuit, oferind serviciul acesta pentru nevoia și bucuria celor doritori. Acum, scumpii mei, aș vrea să revenim la scripturi, la Cartea Domnului, și uh, în seara aceasta să privim la viața unui alt împărat de la care să învățăm privind la bunele și la relele lui, dacă are bune sau dacă are rele. În această seară, vă aduc aminte, că am studiat împărații Regatului de Sud și ne-am mutat la împărații Regatului de Nord. Suntem la cel cu numărul 2, adică la Nadab. Despre el se vorbește într-o singură carte a Bibliei, nu în două ca de obicei, nu se spune nimic în cronici, dar se spune în cartea împăraților. În, primul în prima carte, capitolul 15, versetele de la 25 la 29. Din respect pentru Domnul, vă rog să vă ridicați. Un împărat 15 cu 25. Nadab, fiul lui Roboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele în care trăse tatăl său pe Israel. Baeșa, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui și Baieșa l-a omorât la Gibeton, care era al filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresura Gibetonul. Baieșa l-a omorât în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui, când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Roboam. N-a lăsat să scape nimeni cu viață. Ei au nimicit totul după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robul său, Ahia din Silo. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Vă aduc aminte în introducere, dragii mei, cregatul de sud, Iuda, a avut opt împărați buni dintre cei 19 împărați. Regatul de Nord însă n-a avut nici un împărat bun dintre cei 19 împărați. Dacă la regatul de Sud o numărând și pe Atalia, care s-a făcut împărăteasă, regatul de Sud a avut 20. Așa cum am citit în Biblie, acest Nadab, fiul lui Eroboam, a domnit doi ani la Samaria. El a fost un împărat rău, asemenea tatălui său. Atunci când citim în Biblie că el a fost rău, asemenea tatălui său, prima întrebare care se ridică în inima unui ascultător este următoarea. Dar în ce fel a fost rău tatăl său, încât el a fost rău ca tatăl său? Pentru că nu avem de unde să știm cât de rău a fost el decât numai dacă știm cât de rău a fost Taicăso. Că Biblia nu spune cât de rău a fost el, spune că a fost rău ca Taicăso. Și ca să aflăm cât de rău a fost el, trebuie să știm cât de rău a fost Taicăso. Este adevărat că data trecută noi am studiat despre Ieroboam, dar data trecută este mult în urmă. În ce fel a fost rău Ieroboam tatălui Nadab? După ruperea Regatului Unit pe care l-a promovat Saul, pe care l-a consolidat David și căruia i-a dat strălucire Solomon, cei trei împărați care au domnit câte 40 de ani fiecare în regatul unit, regatul unit s-a rupt. Și tatăl lui Nadab, Ieroboam, a fost unul dintre cele două persoane alături de Roboam, care au rupt țara. Cele mai multe seminții s-au dus în nord. Cu Ieroboam cele mai puține au rămas în sud cu Roboam la Ierusalim în acești ani de domnie adică 22 la număr Ieroboam are o domnie caracterizată de răutate de intrigi de partide de gelozie și de dezbinare Priviți-vă rog că Scriptura ne spune câteva lucruri. După ce a murit Roboam, primul împărat din sud, Ieroboam, primul împărat din nord, a atacat Iuda. I-au atacat pe frații lor. Al doilea lucru este faptul că a interzis cetățenilor, care înainte de ruperea regatului unit, erau toți o țară, așa cum sunt Statele Unite acum. Și toți se închinau la Templu. Și toți mergeau la sărbători, cel puțin de două, de trei ori pe an. Mergeau la Templu să se roage și să se închine lui Dumnezeu. E bine, chiar dacă s-a rupt țara, oamenii aceștia, în mintea lor, după obiceiurile lor, aveau tendința la Paște și la celelalte sărbători importante să meargă la Templu. Țara lui Israel nu-i mare așa că ușor s-ar fi deplasat. Însă Ieroboam, de frica unirii țării, a interzis cetățenilor din Israel să meargă în Iuda, la templu din Ierusalim, să se închine. Însă el a știut că oamenii au nevoie să se închine și evident a trebuit să le ofere oamenilor pe care nu i-a mai lăsat să meargă în Ierusalim, în Iuda, să se închine la templu, ca nu cumva să le vină în minte gândul reunirii cu frații lor, le-a oferit alternativa idolilor pe care el a poruncit să se construiască pe înălțimi. Așa că el a făcut idoli din aur sub formă de viței și la Dan și la Betel, două orașe cu importanță religioasă în Israel. De asemenea, a instituit în mod oficial și public idolatria în Israel. În Regatul de Nord. Restul împăraților din Biblie, care au fost după Ieroboam, veți constata că în timpul domniei lor se pomenește despre idolatria care a luat naștere pe timpul lui Ieroboam. De foarte multe ori, în raportul Bibliei, în timpul celorlalți 19 sau 18 împărați care urmează după el, dar și în timpul celorlalți împărați din țara de jos, din Sud, Iuda, se pomenește despre faptul că idolatria aceasta e de pe vremea lui Ieroboam. Cu alte cuvinte, după cum Dumnezeu trece drept originea vieții pe pământ, în el originează viața oamenilor și crea, creați, crea, toată creația în general, tot la fel în Ieroboam originează idolatria. El este persoana care pur și simplu a oficiat idolatria în țară, dându-i statut de cult și poruncă ca oamenii să se închine la acest cult. Oferindu-le această alternativă, evident, oamenii nu au mai făcut călătoria până la Ierusalim, chiar dacă în primul, în al doilea, în al treilea an, oamenii au avut probleme de conștiință să se închine la un vețel din aur ei știau din moși strămoși că aceasta este idolatrie și este păcat. Dar atunci când îi spui tot timpul vulturului că este curcă, până la urmă el acceptă că este curcă. Spun asta în baza fabulei care s-a repetat de mai multe ori de aici de la Amvon. Ei, tot la fel acestor oameni li s-a spălat creierul, i s-a inoculat această idee, nu trebuie să mergeți la Ierusalim, cheltuiți mulți bani, consumați mult timp, vă expuneți la mult risc, plecați mult de acasă, renunțați pentru multe zile la geaburile, la afacerile voastre, nu este bine. Uite, v-am oferit aici posibilitatea să vă închinați. Dacă vă uitați în carte, observați în versetul 26, Cornilescu a ales un cuvânt atât de sugestiv în limba română, ca să caracterizeze mișelia pe care Ieroboam a manifestat-o în țară, pur și simplu atrăgând, manipulând poporul ca să îmbrățișeze cultul păgân. Uitați ce zice Biblia. Fiul său a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele în care târse tatăl său pe Israel. Vă imaginați ce înseamnă să târăști pe cineva? Când trăști pe cineva, înseamnă că îl tragi după tine împotriva voinței lui, folosind o forță mai mare decât forța pe care o folosește el să se împotrivească. La târât. Vă imaginați un copil care este târât după tatăl său, care pur și simplu îl târăște împotriva voinței lui? Așa au fost târâți cetățenii Israelului, de împăratul lor, care pur și simplu le-au organizat moartea făcându-i dușman cu Dumnezeu prin instituirea idolatriei în țară, numai ca el să rămână împărat. De aici învățăm ceva. Când un om își pierde mințile și vrea să ajungă împărat peste un grup de oameni, atunci întotdeauna el fără scrupule, fără milă, va sacrifica pe toți oamenii aceia și pe cadavrele lor își va clădi el micul lui imperiu. Omul acesta n-a avut milă de oamenii pe care i-a predestinat să devină dușmanii lui Dumnezeu prin practicarea idolatriei. Dar dacă ei se duceau să se închinie în Iuda, se uneau cu frații lor, acolo stăteau câteva zile, vorbeau vedeau jerfele de la templu, preoții, ei n-aveau preoții, n-aveau templu. Fraților le-ar fi spus, aveau rude acolo, mă oameni buni, ce ați făcut, ați rupt țara, o să vă bată Dumnezeu. Și le deschidea mintea la păcatul care l-au săvârșit și probabil că li se muia inima și se întorceau înapoi. Ieroboam însă în felul acesta rămânea fără țară, că nu poți să fii împărat peste nimeni. Trebuie să ai un număr de supuși cât de mic. Nu poți să fii cioban dacă n-ai voi. Și atunci, Pur și simplu a sacrificat cetățenii aceștia pentru ca el să aibă oameni peste care să domnească și să fie împărat. Vă puteți imagina că sunt în lumea noastră oameni care ajung în poziții atât de negri la suflet, atât de răi, încât să manipuleze, să subjuge și să sacrifice niște oameni naivi, care devin victimele sistemului lor, pentru ca să aibă pe cine conduce să fie împărați, să fie lideri. Vă puteți imagina așa ceva? Este greu de crezut. Un alt lucru pe care el l-a făcut uitându-ne în carte, a permis și nu doar a permis, a încurajat aducerea de jerfe la idoli în toată țara. Cu același motiv, poporul să nu mai meargă în sud, să nu se îndrăgostească de templu, de preoți, de jerfe, de neamurile lor, de frații lor, și să trăiască separat. A băgat dușmânia între frați pentru ca să-i poată conduce. Este o vorbă care s-a născut din istorie. Pune dușmărie între oameni ca să-i poți conduce. Că dacă oamenii se unesc, vorbesc unii cu alții, își deschid mintea unii la alții și spun, nu-i bine, dar dacă îi pui în conflict, ei își consumă energia să se urască, să se lupte unii cu alții și nu mai văd că tu îi manipulezi și își ba joc de ei. Istoria este plină de astfel de mișelii. Apoi, anumit preoți, după placul lui, a făcut preoți din altă seminție decât din seminția din care Dumnezeu a poruncit. Și a luat oameni din orice seminție și i-a făcut preoți. Evident, împotriva voiei lui Dumnezeu și împotriva poruncilor divine. El însuși a slujit ca preot. Și a schimbat o sărbătoare care trebuia să fie în luna a șaptea și a mutat-o în luna a opta. Citim lucrul acesta în 1 Regi, capitolul 12, versetul 25. Când un profet, de fapt când doi profeți pe rând au venit la el să-i spună că ce face nu este bine, Biblia ne spune că el ardea tămâi în fața unui altar de la Betel și l-a arestat pe profetul acela abuzând de autoritatea pe care i-o conferea slujba de împărat. Poporul nu l-a făcut împărat ca să abuzeze de el, dar dacă el a ajuns împărat, în loc să-i slujească pe oameni, să-i iubească, să-i organizeze, să lucreze pentru binele lor și al copiilor lor, să-i învețe și să-i instruiască să se închine lui Dumnezeu, să-i ajute să trăiască în pace, să le vindece și să le, să le lerge le rănile, el i-a bat jocorit, i-a făcut urâți în fața lui Dumnezeu și i-a târât într-un stil de viață idolatru și a atras mânia lui Dumnezeu peste ei și peste copiii Acesta este împărat? Evident, are poziția de împărat. Când fiul său, Abia, a fost bolnav pe moarte, profetul Ahia a prorocit despre copil că va muri, lucru care s-a și întâmplat, însă a mai prorocit ceva. A spus pentru faptul că Ieroboam a, distrus cultul lui Iahve, al lui Dumnezeu, Dumnezeu Jehova, și a înființat un cult păgân și i-a dat o poziție de religie națională, a târât poporul în idolatrie, Dumnezeu va distruge dinastia lui Ieroboam. Și dacă privim în carte, dinastia lui Eroboam este formată doar din câteva familii. În regatul de sud a fost o singură dinastie formată din mulți împărați, dar era monarhie copilul urma la tron, al aceleiași familii. Și era o familie care din generație în generație avea moștenitor pe tron. În partea de nord n-a mai fost o singură dinastie a lui David, ci au fost multe dinastii. Unele au avut mai, multe, mai mulți reprezentanți, împărați, dar veneau alți împărați din alte familii care nu erau din linia genealogică a familiei care era împăratul la tron, îl omora pe împărat și se punea el. Și nu mai era din dinastia aceea, era din alta. Așa se face că pe tronul din nord apar multe dinastii. Prima dinastie e a lui Roboam, dar în afară de fiul lui Nadab, se, nu mai e nimeni din dinastie, dinastia se întrerupe și trece la dia, dinastia lui Baeșa. Iată dar câtă lipsă de unitate, de înțelepciune, cât complot, câtă urciune pe tronul lui Israel. Domnia nelegiuită a lui Nadab, fiul lui Ieroboam, a fost scurtă, fiind ucis, așa cum am anticipat, de un om care s-a urcat pe tron în locul lui. Omul acesta nu era din neamul lui Roboam, nu avea o anumită spiță de neam, ci pur și simplu împărăția pendula tregând de la o familie la alta, de la o dinastie la alta, urma un copil sau doi sau cel mult trei și neamul acela era omorât în totalitate până la ultimul născut de un alt împărat care îl omora pe actualul împărat și se așeza în locul lui. Și lucrul acesta se făcea pe tronul lui Israel. Păi dacă împărații se omorau ca nebunii, n-aveau caracter, n-aveau respect unii față de alții, erau mai răi decât cei mai răi din popor, un împărat trebuie să aibă un caracter ales, trebuie să fie un om respectos, trebuie să fie un om iubitor, trebuie să fie un om manierat, un om de carte, un om de litere, un om învățat. Un om înconjurat de sfednici, de oameni care îl ajută să ia decizii înțelepte. Un om care să nu verse sânge, un om care să facă pace, un om care să lege rănile, un om care să educe poporul, să-l ridice, să-l instruiască, să-l învețe să trăiască în unitate, să-l învețe să se închine lui Dumnezeu, Dumnezeul cel adevărat, din potrivă, la palat, domneau nebunii, se omorau unul pe altul, un în doi și își luau gâtul, ziceai că e în codru. Doamne ce împărați, Doamne ce palat, Doamne ce tron, jungla la palat. De ce? Pentru că în loc de oameni duhovnicești, erau oportuniști care aveau sabie și cu sabia aceasta, dacă puteau să-l omoare pe împărat, omorau pe toți ai lui ca să nu aibă cine să-l răzbune. Și pe ultimul care era sugar, ca nu cumva atunci când se va face mare să-l răzbune pe taică o pe bunică să sau pe alții. Și în felul acesta domnea liniștit. Dar după legea semănatului și a seceratului, ce faci? Ți se face? și Brutus îl aștepta pe cezar după colț și poc. Poc ai făcut, poc ți se face. Cu sila ai condus, cu silă vei fi condus. Că Dumnezeu e drept. Și ce ai făcut ți se face. Fraților, este crudă istoria. Și viața este cum ne-o facem. Dacă ne avem bunătate față de oameni, Dumnezeu din cer va vegea. Cei din jurul nostru să se poarte față de noi cu bunătate. Și dacă nu vă supărați să vă mai spun o dată, aproape insistent, ceea ce v-am mai spus de multe ori și nu numai eu. Moare David, împăratul, și urmează Solomon, un om înțelept, dar își pierde înțelepciunea datorită pasiunii pentru genul opus. Și ajunge un om neînțelept, ajunge obsedat de genul opus de femei, Biblia ne spune cu țiitoare, cu tot au avut o mie de bucăți, și în ultima parte, Dumnezeu se mânie pe el. Și Dumnezeu vrea să-l omoare. Și știți ce spune Dumnezeu? Din pricina Tatălui Lui, nu îi iau împărăția atâta timp cât este în viață. Mă tot gândesc mereu la lucrul acesta. Ce moștenire aș putea eu să las copiilor mei? Ce aș putea să fac pentru ei? Valori materiale nu am ce aș putea să le las? Mă gândesc la ce a lăsat David. El e adevărat, a lăsat un tron, a lăsat o poziție, a lăsat casa împăratului, a lăsat uh, materialele pentru construcția templului. Evident, David a fost un om împărat și Dumnezeu binecuvintează pe fiecare om cum crede el de cuvință. Unui ai de unul, a unui ai de alta, la unui de două, trei mai multe, face cum vrea Dumnezeu, că el e Dumnezeu. Dar mi-aduc aminte doar că Solomon a fost binecuvântat în numele Tatălui său, într-o perioadă în care nu mai merita. Mă găți de acest lucru din scriptură și mă rog întotdeauna lui Dumnezeu să mă ajute. Exact cum s-a întâmplat cu Hristos, când în rugăciunea din Ghețimani, fac o paranteză, Ioan 17 spune Tată, eu mă sfințesc pentru ei, mă sfințesc pentru mine și mă sfințesc și pentru ei. Exact așa, David s-a sfințit pentru el. Și într-o mică măsură s-a sfințit pentru copilul lui Solomon. Și Dumnezeu a considerat această atitudine și a luat din tezaurul lui David, care era real, era autentic, era existent, și i-a dat fiului său, care pur și simplu epuizase totul. Este aceasta o speranță pentru părinți? Da. Strânge un tezaur din care să rămână ceva și pentru copiii, care, când vei pleca la lucrurile veșnice, și ei probabil că vor avea un moment de rătăcire, de ezitare, de ieșire în decor. Să-și aducă aminte Dumnezeu de tatăl copiilor mei, de mama copiilor mei. Credeți în lucrul acesta? Vă gândiți la o posibilitate de felul acesta? Uitați ce se întâmplă. Marele risc dincolo de moștenirea aceasta este și moștenirea prin exemplu personal. Aș vrea acum să spun câteva lucruri despre asta. Toate nenorocirile acestea care s-au întâmplat pe vremea lui Nadab s-au întâmplat ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Ce spunea cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spunea următoarele cuvinte. Domnul va lovi pe Israel și Israel va fi ca trestia clătinată. Clătinată în apă. Va smulge pe Israel din această țară bună pe care o dăduse părinților lor și îi va împrăștia dincolo de râu. Pentru că și-au făcut idoli. Când Dumnezeu este pus în concurență de mine, de Nadab, de Eroboam, de Dumneata, e pus în concurență cu idolii, atunci Dumnezeu spune următorul lucru, te voi distruge. Exact cum se clatină trestia în apă, așa o să fac să te clatin tu și copiii tăi după tine. Cât de adânc este blestemul acesta. E blestem? Nu, este o consecință. Dumnezeu nu blesteamă pe nimeni. Dumnezeu aplică legea seceratului și asemănatului. Sau invers, asemănatului și seceratului. Și Scriptura continuă și spune, îi voi împrăștia dincolo de râu pentru că și-au făcut idoli mânind pe Domnul. Oricine își face un idol mânie pe Domnul. Un idol din tovarășul de viață, un idol din copii, un idol din părinți, un idol din mașină, un idol din propria inteligență, din propria spiritualitate, un idol din orice. În clipa aceea, Dumnezeu se mânie! Va părăsi pe Israel din pricina păcatelor pe care le-a făcut Eroboam. Atenție! Dumnezeu pedepsește pe Israel din pricina lui Eroboam. Dumnezeu pedepsește pe Israel din pricina lui Ieroboam. Frați și surori, Ieroboam este împăratul numărul 1 din 19 împărați în țara de nord. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu pedepsește pe Israel din pricina lui Ieroboam? Cum tâlcuiți asta? Vi se pare nedreptate? Evident! Cum tâlcuiți asta? Păi este ușor de tâlcuit în istoria lui Ieroboam. Cum anume? Uitați cum! primele două dinastii din regatul de nord, respectiv Ieroboam și Baeșa. Fiți un pic atenți aici. Familiile lui Ieroboam și al lui Baeșa sunt asemănătoare în ceea ce fac și în ceea ce li se întâmplă ca o consecință. Ce vreau să spun? Cu Ieroboam și Baeșa, reprezentanții dinastiilor, Dumnezeu a avut răbdare Însă pe urmașii lor, Nadab și Ela, Nadab fiind urmașul lui Eroboam și Ela fiind urmașul lui Baeșa. Dumnezeu n-a mai avut răbdare. Uitați în ce fel din cauza lui Eroboam a pedepsit pe Israel. Dumnezeu n-a pedepsit pe Israel în timpul lui Iroboam. Și a aștepta să vadă copilul lui când va ajunge la tron. Va urma păcatele lui Taicăso sau se va trezi? Știți ce s-a întâmplat? Nu s-a trezit. Și copilul lui a făcut exact ce a făcut Taicăso. Și a târât pe Israel cum a târât Taicăso. Și s-a închinat la idoli cum s-a închinat Taicăso. Și a promovat politica păcătoasă și drăcească a lui Taicăso. Când Dumnezeu a văzut că fiul său și generația lui sunt la fel ca Taicașo și generația lui Taicașo, atunci a spus așa: să vină urgia peste Israel. Și de-abia atunci Israel a fost nimicit. Dumnezeu a dat o șansă în copilul lui Eroboam, adică în Nadab. Dar Nadab a fost rău ca Taicașo și n-a vrut să se pocăiască. Domnul este bun. El dă o șansă fiecare generații. Domnul este bun, el dă o șansă fiecare generație. Atunci când realizăm această bunătate a lui Dumnezeu, această grijă a lui Dumnezeu care umple pământul, la câte lucruri se gândește Dumnezeu într-o zi? Șapte miliarde de oameni cu istoria lor, cu familiile lor, cu nevoile lor, cu lacrimile lor. Cât de mare trebuie să fie Dumnezeu, cât de înțelept, cât de atotcunoscător, încât să înțeleagă fiecare dorință, să vadă fiecare lacrimă să asculte fiecare rugăciune, albi, negri, galbeni, împrăștiați pe fața pământului, buni, răi, tineri, bătrâni, oameni pe apă, oameni în foc, oameni în aer, oameni pe pământ, pe toți, când își deschid gura, îi ascultă bunul Dumnezeu. Ce Dumnezeu trebuie să fie acesta? Un Dumnezeu precum îl prezintă Biblia, un Dumnezeu precum Dumnezeu bisericii, un Dumnezeu precum Dumnezeu nostru, lăudat să fie Domnul. Ieroboam a domnit 22 de ani, Însă Nadab a domnit numai 2 ani. El a fost la fel de idolatru ca tatăl lui. Și când istoria se repetă, când Dumnezeu folosește, când oferă o șansă, dar nu e folosită, atunci Dumnezeu spune stop să vină pedeapsa. Fraților, Dumnezeu este bun, dar nu slab. Dumnezeu oferă o vreme de pocăință, dar această vreme a pocăinței nu-i veșnică, că nici noi nu suntem veșnici în existența umană. De aceea, spune Scriptura, dacă astăzi auzi glasul Domnului, pocăiește-te, nu amâna pentru mâine, că nu știi dacă mâine Dumnezeu mai prelungește șansa de astăzi. Nu știi. Baeșa, următoarea dinastie, după Iroboam, a domnit 24 de ani, însă fiul său, Ela, care a fost un bețiv notoriu, a domnit doar 2 ani. Și Ela, ca și Nadab, au fost urmașii celor doi împărați. Ieroboam și Baeșa. Pentru că au călcat pe urmele păcătoase ale părinților lor, a venit pe pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Pe părinților Dumnezeu i-a suportat în speranța că fiii lor vor învăța din păcătoșenia taților, dar n-au putut să învețe. Ascultă-mă. Dumneata ai văzut oameni mai învârstă decât Dumneata, care și-au făcut de cap în biserică. Te rog, învață din experiența lor. Și nu cumva să o repeți, pentru că mare va fi o sânda. Învață, ferește-te de orice rău pe care l-ai văzut la cineva înainte de Dumneata. Ferește-te de orice păcat. Aduceți-vă aminte de Galateni, capitolul 5, versetele de la 19 la 21, manifestarea Firii Pământești. Patru categorii de păcate. Numărul 1, păcate de senzualitate. Sunt patru cuvinte care descriu creșterea în intensitate până la prostituție. Apoi urmează păcate de vrăjitorie, idolatria și vrăjitoria, păcate spirituale. Apoi urmează 9 sau 10 păcate care sunt de natură socială, îngăduite în biserică, bârfă, judecată, complot, partide și lista continuă. Și urmează ultimile două păcate de autoindulgență, păcate personale, îmbuibare și beție. Ați văzut lucrurile acestea pe rând. Manifestate la unul sau la altul, în generația înaintașilor noștri. Fraților, feriți-vă de ele. Pentru că Dumnezeu, atât cât investește într-un om, așa îl și evaluează, dacă îi se dă mult, mult îi se cere. Poporul a păcătuit toată ziua și Dumnezeu l-a îngăduit, dar când Moise a păcătuit o singură dată, Dumnezeu l-a oprit și a spus, Moise, stop! Vă imaginați că Moise a excelat la blândețe, cel mai blând om de pe pământ. Știți care a fost păcatul în care a căzut? Nervii, mânia. Extraordinar, dar absolut e și din comun. Moise a fost cel mai blând om de pe pământ și a păcătuit înaintea lui Dumnezeu enervându-se, mânindu se E un paradox al sorții. Păcatele de care s-a făcut vinovat Nadab sunt aceleași de care s-a făcut vinovat tatăl său. Și este de folos să observăm faptul că Biblia remarca, remarcă influența pe care o are un lider asupra poporului. Cum, care este termenul pe care l-am pus în evidență mai devreme? Atârât. Fraților, întotdeauna un lider are influență, pentru că asta înseamnă să fii lider, să ai influență peste. Asta înseamnă să fii tată și mamă, să ai influență peste copii. Asta înseamnă să fii polițist, să ai influență peste trafic. Asta înseamnă să fii președinte, să ai influență peste țară. Asta înseamnă să fii primar, să ai influență peste oraș. Asta înseamnă să fii, și lista poate continua, profesor, să ai influență peste sală, peste clasă. Ei, un lider are influență. Le, regula conducerii este să ai influență asupra oamenilor. Însă depinde cum și pentru ce scop îți folosești influența. Uitați-vă la împăratul ăsta. El în loc să-i conducă, să-i împingă spre Dumnezeu, i-a atras spre diavolul, i-a târât. Și Biblia ne spune că Fiso a făcut aceleași lucruri. Au avut onoarea să conducă poporul, dar au uitat că onoarea asta e urmată de responsabilitatea tragerii la socoteală. Poate niciodată o biserică nu poate să judece pe cineva care având o funcție de conducere într-o anumită zonă, mai mare sau mai mică. Dar va veni o vreme când acestei persoane căreia i s-a încredințat o autoritate, un privilegiu să conducă, un toiag mai gros sau mai subțire al cârmuirii, va veni vremea când cu un toiag mai gros, Dumnezeu va judeca, va evalua și va cântări motivațiile slujirii, metodele slujirii, maniera slujirii, motivele slujirii, toate acestea sunt înaintea Domnului. Întotdeauna când un om primește o autoritate, trebuie să știe că vine la pachet cu o responsabilitate. Poate nu oamenii nu-l vor judeca niciodată și nu-l vor spânzura sau nu-l vor premia, dar vine o zi a socotelilor. Toți cei care aveți influență, gândiți-vă pentru ce scop o folosiți. s ar putea să nu știe nimeni binele pe care l-ai făcut prin influența pozitivă pe care ai manifestat-o sau răul pe care l-ai făcut prin influența negativă pe care ai manifestat-o. Nimeni nu va ști probabil astăzi dacă ai împins poporul spre cruce sau l-ai târât în vale ca să faci un vițel de aur. Dar va veni o vreme când cântarul fin al lui Dumnezeu te va pofti să urci și mare va fi bucuria sau rușinea în funcție de ce ai făcut în viața aceasta. Închei trăgând concluzia. Observăm că Dumnezeu nu, nu nimicește dinastia din cauza păcatelor primei familii, ci din cauza păcatelor următoarelor familii care stăruiesc în păcatele primelor familii. Dumnezeu dă o șansă fiecărei dinastii, prin faptul că permite domnia fiului celui care a păcătuit pentru ca să îndrepte, dar dacă nu îndreaptă, Dumnezeu vine cu pedeapsa. Aș vrea în această seară să ne uităm la părinții noștri. Părinții mei n-au fost păcăieți. Au plecat la Domnul fără să cunoască Evanghelia. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați avut harul părinții dumneavoastră să vă conducă la Hristos, să vă aducă la binecuvântare și să fie oameni cu teamă de Dumnezeu. Dar gândiți-vă la dumneavoastră față de copii și față de nepoți. Gândiți-vă la statutul de patriarh pe care trebuie să-l aveți atunci când aveți copii și nepoți. Prin faptul că vă îngrijiți nu de dumneavoastră asumându-vă responsabilitățile vieții, ci și de cei care sunt în casă, direcții și de cei care sunt între rudenii, indirecții. Fiți niște oameni care știți să porunciți copiilor dumneavoastră și celor care vin după învățându-i, constrângându-i să-L urmeze pe Domnul și să îl slujească pe Domnul. Pentru că vedeți în Scriptură cât de mult răsplătește Dumnezeu pe cei ce se tem de El, dar cât de aspru pedepsește pe cei care luptă împotriva Lui Dumnezeu.